Un pui de urs își făcea veacul pe străzile din Suceava nestingherit sâmbătă noapte. Polițiștii, silvicultorii și jandarmii îl caută pe animal după ce mai multe persoane au sunat la 112, însă nu dau de ursul care a semănat panică prin oraș. Ursul a fost văzut în mai multe zone. Jandarmii au patrulat toată noaptea în zona respectivă, însă în zadar. Silvicultorii îl caută și ei și nu își explică felul în care a ajuns ursul în oraș, având în vedere că în pădurile de lângă Suceava nu trăiesc astfel de animale. Ei spun că este posibil ca ursul să fi fost crescut de cineva, iar acum persoana respectivă l-a abandonat. Un martor povestește cum a dat nas în nas cu ursul în parcarea unui centru comercial. Mă deplasam spre Mărășești și în față în parcare la Lider am observat un urs. Era mărime, cam 70 cm înălțime. Se învârtea în parcare, eu nu i-am dat atenție, că am plecat, m-am dus în direcția spre George Enescu, spre Mărășești. Nu m-am gândit să dau niciun mesaj, că era dimineață, eram în viteză, mergeam spre casă. În vedere că prezența ursului a fost semnalată în municipiul Suceava, în intravilan orașului, unde vânătoarea este interzisă, s-a luat legătura cu gestionarul fondului de vânătoare, în raza care este arondat municipiul Suceava, pentru a efectua goane de împingere în zonele limitrofe municipiului Suceava, în trupurile de pădure din zona Șcheie. Plus că s-a luat legătura cu un medic veterinar autorizat pentru a tranquiliza ursul respectiv în măsura în care acesta va fi identificat. Sunt oameni pe teren care fac verificări în trupurile de pădure limitrofe municipiului Suceava. Ar fi putut ajunge în căutarea hranei sau dacă acesta a fost adus și lăsat intenționat în zona municipiului Suceava. Până în momentul de față, ursul nu a fost găsit de autorități.